Șoferița din Iași care s-a urcat beată la volan și a gonit până a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un grup de muncitori care efectuau lucrări noaptea, revine în atenția presei. Aceasta a avut un dialog halucinant cu procurorul de caz. La un moment dat a început să râdă, iar când a fost întrebată ce o amuză, a oferit un răspuns greu de înțeles. Conform știri fresh24.ro, oamenii legii au schimbat încadrarea juridică în cazul șoferiței din Iași, care în noaptea de 16 spre 17 iunie a ucis 4 muncitori pe șosea. Aceasta s-a urcat băută la volan și a gonit pe străzi cu 148 de km pe oră în oraș, intrând cu mașina într-un grup de muncitori care efectuau lucrări. Din ucidere din culpă, încadrarea juridică a fost schimbată în omor calificat. Iată dialogul halucinant dintre șoferiță și procurorul care instrumentează cazul. Inculpatul: da, eu am discernământ tot timpul. Procuror: în legătură cu evenimentul din acea noapte, doriți să povestiți ce s-a întâmplat? Inculpat: nu, pentru că nu știu ce să vă povestesc. Procurorul: nu vă amintiți sau nu doriți să povestiți? Inculpat: nu mi-amintesc. Procuror: vă amintiți dacă ați băut înainte de eveniment? Inculpat: nu mi-amintesc nimic, nu știu despre ce vorbiți. Procuror: de ce zâmbiți, este amuzant? Inculpat: da, cât timp nu știu despre ce vorbiți, îmi vine să râd. Avocat Popa Smaranda: știu că n-am mai întâlnit și ați reluat ce ați făcut înainte de eveniment. Că erați cu copilul acasă, că v-ați uitat la desene animate. Inculpat: nu mi-amintesc ce am spus. Ne-am întâlnit în altă sală mare, dar nu mi-amintesc ce am spus. Procuror, vreți să mai spuneți ceva? Inculpat: nu. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, familiile victimelor din accidentul mortal petrecut în Iași în noaptea zilei de 16 spre 17 iunie cer despăgubiri de peste 10 milioane de euro de la șoferiță, de la asigurator și de la firma la care lucrau muncitorii. În cauza a fost deschis și un dosar penal cu privire la efectuarea de lucrări neautorizate la drumul public. Tragedia s-a petrecut pe șoseaua Păcurari din municipiul Iași. Femeia s-a urcat băută la volan, a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat în plin într-o echipă de muncitori de la Citadin, care săpau un canal. 4 oameni au murit, relatează știri fresh24.ro.